Fostul ministru și senator PSD Eugen Orlando Teodorovici s-a retras din funcția de auditor al Curții de Conturi la 1 martie. Teodorovici anunță că, după 30 de ani de politică, se duce în zonă privată. Asta, dacă nu cumva este dorit înapoi de socialdemocrați. Coincidența face ca fostul ministru să se fi retras din funcția publică la doar câteva zile după investigație care a arătat cum au fost cheltuiți 1 miliard de euro din fonduri europene pentru Delta Dunării. Eugen Teodorovici și-a încheiat activitatea la 3 zile după publicarea investigației referitoare la modul în care a fost cheltuit 1 miliard de euro venit de la Uniunea Europeană prin mecanismul investiției teritoriale integrate Delta Dunării, fabricat de Teodorovici în 2014 și pe care acum, în calitate de auditor al Curții de Conturi, urma să-l verifice. Banii au fost gestionați de facto de prietenul său Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea. Teodorovici susține că demisia sa nu are legătură cu publicarea investigației și că își dorea de mult să activeze în zona privată. Vreau să le demonstrez celor care s-au îndoit, care sunt puțini și o fac din răutate și invidie, că în privat sunt cel puțin la fel de bun cât sunt ei. Și le-aș recomanda ca la finalul acestui an sau an de an să urmărească creșterile sau cifra de afaceri pe care companiile la care voi activa le înregistrează la finalul fiecărui an fiscal. Și apoi vor vedea dacă într-adevăr mă descurc, nu mă descurc. Eu pot paria că da. Teodorovici a declarat că în momentul în care s-a întors în funcția de auditor al Curții de Conturi, post pe care l-a ținut blocat 10 ani, cât timp a fost parlamentar și ministru, a fost nevoit să iasă din PSD și a declarat că vrea să revină în partid dacă ai săi colegi ar fi de acord cu acest lucru. Dacă voi rămâne în PSD în continuare, asta depinde strict de PSD. Eu nu plec niciodată și nu renunț la o luptă. O luptă pe care trebuie să o ducem noi toți. Trebuie să luptăm pentru țară. Dacă PSD, dacă partidul are nevoie de unul ca Teodorovici, unul care într-adevăr supără prin ceea ce spune și face, pentru că eu nu am stăpâni, am un singur stăpân, pe Dumnezeu. Sau nu știu, pe mine. În rest, nu mă interesează. Chiar dacă se laudă că s-a mutat în privat, Eugen Teodorovici a devenit la sfârșitul lunii februarie trezorierul Federației Române de Rugby.